Hei, bine v-am găsit, dragilor, la o nouă zi aici, în viața mea pe Unturned. Unde-i Denis, oare? Denis, ești aici? Denis? Unde a plecat ăsta? Am auzit mai devreme niște împușcături și nu știu, se agită lumea. Hai să mă duc să văd dacă o fi ceva pe la poliție. Poate o fi Denis acolo. Ia să vedem. Ah, aici erai, Denis, te-am tot căutat. Ce s-a întâmplat? Păi uite că mi-am luat niște gloanțe în buric. Ești ok? Te-a bandajat cineva? Nu, pentru că medicii și-au luat concediu azi. Ai de capul meu. Și a văzut domnul polițist ce s-a întâmplat? Păi nu, din păcate nu a văzut și aparent poliția asta e cam așa și așa. Adică în loc să mă trateze, să-mi dea o recompensă că am returnat și o armă frumos. Bă, faci cu ceva. Nu, domnule, uite, vorbeam cu domnul ăsta să văd ce s-a întâmplat, că am auzit că s-a tras pe aici cu victime, cu... Și cum vorbiți telepatic? Da. Bra. Am înțeles, ok. Spor la... Nu, că eu Nu, că sunt eu sunt surdomut și surdomut atunci și așa atunci așa ne-am... ne-am... A, e cu semne cu ăla. Da, Da, uite. ok. Și de cât timp sunteți surdomut? De De naștere, boss. naștere, boss. Băi, Denis, Da. fii atent. Am văzut că s-au deschis recent niște poziții și vreau să văd despre ce e vorba. Că am auzit Mi-a dat. că se caută mecanic Așa. și Ați vreau cunoscut să, el? vreau să Nu e a mea. văd despre ce e vorba. Vii cu mine? Da. Haide. Aparent, aveau poziții deschise și am aplicat și eu și Denis, doar că pentru un oarecare motiv pe Denis l-a respins și pe mine m-a acceptat ăștia. Și băieții ăștia mi-au zis, da, îmi pare rău, Denis, asta este, o să mai fie și alte dăți. Am auzit că se caută taximetrist, dău. Te-ar interesa să aplici? Bă, da. Hai să vedem ce e aici, că mi-au zis băieții ăștia, zice, da, boss, vezi că ai acolo un dulap, vezi că ai acolo o ușă, adică... Mi-au cerut câteva informații, nume, prenume, vârstă, câteva informații și aia a fost. Și mi-a zis, da, boss, ești acceptat. Hai să vedem despre ce e vorba. Da, mă, dar eu am voie să intru. Am intrat deja, gata. Gata, aici pușcărie scrie pe amândoi. Bun. Și ce avem aici? Ia să vedem. Aici am tot echipamentul deja pregătit, ok. Deci aici este echipamentul și aici canistra, ok. Ok, deci de aici îmi iau eu echipamentul. Păi bun, băi fraților, oficial sunt mecanic. Neoficial? Neoficial... Neoficial nu știu. Bă, te-ai vopsit albastru, what the fuck? E mai mult mov, dar e ok. Mi se bea niște suc. Mulțumesc frumos. Și mi-a zis să iau tot ce-mi trebuie și să încep treaba. Cred că o să am nevoie de, nu știu, două roți probabil, o baterie și un car jack. Și acest gas can și cred că suntem oficial deschis pentru business. Vrei să-i fac pană la unul, să-ți dau de lucru? Dacă ne prinde poliția, n-aș prea vrea, să fiu sincer. Deși aș De aia. vrea ca să am de muncă, dar în același timp n-aș vrea, nu știu. Păi fii atent, îmi iau eu o mașină și îmi fac pană mie. Da, Denis, dar n-avem bani.
Singurii bani pe care i-am sunt 300 de milioane, aproape 300 de milioane în contul meu din muncă mai mult sau mai puțin cinstită. Și vreau să deschid oficial și să-i anunț pe toți playerii. Asta ci că ar fi mașina mea de lucru pe care pot să o folosesc. Și aș avea eu niște planuri cu ea. Pe care sigur nu o să o folosim să transportăm muniție și explozibile. Da. Și acum așteptăm clienți. Guys, am primit oficial prima mea comandă. E un picuț cam departe, tocmai la Hellclown Mafia. La 5 mașini. Oh my god. Așa. Bună seara, bună seara, Mickey. Ia, unde ai mașinile? Aici, domnul. Câte mașini sunt în total? 5? 3 momentan aici la sei. Aici, mai trebuie să mai vă duc la una în oraș. Ok. Haideți că o să facem în felul următor, domnule. Pentru aceste 3 mașini o să vă cer 600 de lei umplerea la ambele. Pentru deplasare o să vă cer 30 de lei, deci în total avem 630 de lei. E prea mult, nu am să vă dau rest, îmi pare rău. Lăsați, doamne, lăsați acolo. Lăsați acolo, doamne. Lăsați. Bine. Bine, domnule, haideți, țineți banii deocamdată să facem plinul dacă e la mașini și după aia ca să fie bine. Asta este cea de-a doua. Bun. Nu, stați un pic, o facem 100%, domnule. Așa. Deci 3 mașini făcute 100%. Și celelalte două mașini unde spuneați că sunt? Una trebuie să mă duc să o caut, că nici eu nu știu, a lăsat un colegi de-a mea pe interfață, să mă tine așa. Și cea de-a cincea mașină vreau așa, merge să schimbați culoarea. De schimbat culoarea nu se poate, trebuie să vorbiți cu poliția să vă schimbe, că noi n-avem pistol de ăla, că e foarte scump, nu ne permitem. Am înțeles. Păi atunci, doamne, în tot timp când o să am și cealaltă mașină. Bun, perfect. Mulțumesc foarte mult, apreciez enorm. Bun, domnule, mă chemați, îmi dați un telefon sau eventual treceți pe la mine pe acolo la atelier și rezolvăm, da? Da. Bine, domnule, hai, seară bună, numai bine, toate cele bune. 1000 de lei! Da, să mă audă. 1000 de lei, am luat 1000 de lei în prima mea comandă, guys, e incredibil! Woo! 1000 de lei! Oh! deja trebuie să fac rost de refil, că ce credeți? Aulo. Puh! Deci atât de încântat sunt că nu mai știu să mai conduc, mă iertați. Deci, bă, 1000 de lei. Nici n-am început bine și deja am 1000 de lei de la... Bine, e și mafia și, sincer să fiu cu voi, n-aș vrea să mă pun rău cu mafia. Așa că, da, vă dați seama, mă deplasez când e să mă cheme. Oh, Luda. Rău e cu zona asta rău famată, frate, aici. Am prins drumul ăla prost. Mamă. Drumuri de țară, vai de mine, îmi rup mașina pe aici până astea. Bă, totuși 1000 de lei sunt 1000 de lei, nu vă supărați. Adică e chiar treabă. Așa. Trebuie să fiu atent data viitoare să nu mai au pe aici pe un ferentar, că
Urât e, frate, urât e. Bun, înapoi la Sedius să facem umplerea la canistre și ne pregătim și pentru restul comenzii, că nu lăsăm așa cu rumbaltă pe domnul. Bă, Denis, bă. Fii atent. Prima mea misiune, ot câți bani am primit. Otria! Degeaba ai primit, că nu-i mai... Numai pe alimentări. Deci, numai pe alimentări. Am alimentat 3 mașini și deplasat. Și mi-a zis băiatul ăla că mai are încă 2 mașini, dar nu le găsește. 10 bulioane pe alimentat. Ia mă, 10? Yes. Dar nu mă fac și eu mecanic. A fost un început de tură foarte, foarte bună. Sau foarte bun, scuze. Dar cred că a sosit timpul să închidem ca să facem treaba aia de în zis-o. Deci mergem la curve. Nu mă, bolându-le. Cealaltă treabă cu muniția. Mergem la escorte. Olo. Bă, Denis. Da. Mergem să luăm muniție. Durpează aia. Stai așa să umplu mașina. Mă schimb și ne vedem acolo la ăla de muniție, da? Am mai auzit eu din astea, nu o să te schimb niciodată. Lasă, hai. E? Ce zici de mașinița mea? Aici se parchează, mă. Da. Atâta că partea nașpa e că nu prea poți să... stai mă, care și el storage. Bă. Opa. Bă, fii atent. Agen, nu-mi deschizi și mie ușa frumos să stau eu pe lângă tine? Da. Trebuie să las astea undeva. Hai că mă duc să le las, acasă deocamdată. Dar să-mi amintești să... Acum trebuie o mașină la o tură. Da, să-mi amintești să... Să le pun înapoi în ăsta. Sau de fapt ia du-mă. Haide, du-mă. O CMR. Da, bă, nu zgâria mașina, că e mașina de firmă, nebunule. Las că-ți decontează firma. Nu îmi decontează firma, că abia m-am angajat. Nu plătesc ăștia nimic. Ia să vedem, unde mai depozităm noi astea, că nu avem loc de ciupercile tale. Ce te îngurgă ciupercile mele de la picior? Nu ciupercile tale de la picior, ci ciupercile tale din... Aruncă-le de bara. De ce nu le-ai vândut? Adevărat este faptul că mașina mai mult ne ajută să ne deplasăm repede. Aia e șpilul. Ia să vedem. Deci am făcut 27.000. Și acum să iau ce am aici în inventar. Dacă mai am vreo 6 aici. Așa. Acesta este șeful meu. Bună ziua, șeful. Bun, aici înăuntru, aici, pentru tău, normal trebuie să fie șeful. Să dau o poză la fa mea, că eu iau alta. E bine. Bun, păi oricând te va chema cineva pentru mecanic, nu știu, un cas, ceva special, un apel, e mereu un blotor, un cargic, o dată și o baterie, să fii sigur la tine și cel mai degrabă un gasket. Sigur că da. Am avut acum o comandă foarte mare de alimentat ca să o dau pe aia sinceră șeful, că na, am preluat neoficial, dar așteptam să vii și dumneata ca să îmi predai oficial ștafeta, cum s-ar zice. Nu e nicio problemă, cât ți-ai făcut treabă, e un lucru foarte bine. Bun, și cu banii cum fac șeful, adică îi păstrez eu, ce fac? Da, ăla va fi salariul tău, că na, tatăl meu oferă salariu. Ok, de perfect. Tot ce încasezi, vei încasa în buzunarul tău automat. Am înțeles.
Bun, e perfect, șeful. Tot ce mai pot să zic e gaz de secolă și generatorul și server, chemi un admin dacă e on să-l umple, că asta e pentru de la admin. Sigur că da, le-am și zis să ne mute dracu platforma, că au venit ăștia cu tirul și au pus platforma fix de-am pulea și altfel nu. Și le-am zis să vină cu să ne mute platforma, să fie în dreptul rampei. Așa e statul ăsta în român, ca de obicei. Bună seara, domnul, bună seara! Aceasta este, da? Bun. Deci domnul meu, dacă mi-amintesc eu bine, când am venit inițial erau 3 mașini aici, da? Le-am alimentat pe cele 3, mi-ați dat 1000 de lei. Și acestea ar fi celelalte două, da? Deja mi-ați dat 1000. Poftim? Da. Și alimentarea pe care asta de la rampă. Mai aveți să mai îmi dați 260 de lei. Deplasarea 60 de lei, două drumuri și 200 de lei alimentarea aceasta acum la în oraș. Vă rog frumos, dacă aveți o bagnotă de 500, nu, e prea mult, domnule. Bine, domnule, rămân dator, mă mai chema și mai facem și așa cât o alimentare din partea casei, că ce racula. Măcar așa, că ne cunoaștem, cum s-ar zice, să mai facem și noi câte o faptă bună. Bine, domnule, mă mai chemați dacă mai aveți nevoie de alimentări, facem să fie bine, da? Numai bine, sănătate. Oh my god, guys. Oh my god. 2000 de lei. Pe câteva alimentări. 2000 de lei. Deci în momentul de față avem 300 de milioane. Și dacă o ținem tot așa, în curând, cred eu, că o să avem bani suficienți încât să ne cumpărăm și primul nostru business. Dorința mea și motivul pentru care fac și atâtea ilegalități și umblu cu mafia, că eu puteam să îi refuz pe ăștia, că sunt mafioți. Băi, oameni buni, vreau să-mi deschid propria mea afacere. Vreau să-mi deschid un magazin de haine. Deocamdată nu știu cum o să se numească afacerea, dar asta știu 100%, vreau un magazin de haine. Și o să mai avem noi de grinduit și de tras. Domne, pentru baterie, eu vă spun sincer, eu sunt la început, nu pot să rotunjez prețurile de la mine, că mă dă șeful afară. Vă spun sincer, 200-280 pe baterie. Adică nu pot să vă fac o ofertă, că nu-mi permit deocamdată. Doamne. Nu vrea, domne, ofertă. Ai zis cât face totalul, că mai greu cu cap. Le vreți pe toate? Las, domne, așa, așteptați-ne pe toate. Olo, păi totalul vine 2240, 2300 dacă vreți. Bacșiș, rămâne bacșiș restul. Gata, domnule, imediat vine bateriile. Ziua ta norocoasă. Ia uitați. Poftiți-mă. Să știți că chiar e ziua mea norocoasă, domne. Astăzi este prima zi și deja m-am umplut de bani datorită oamenilor buni ca dumneavoastră. Ce să zic, cu toată stima, domne. Pare bine.
O zi bună, mai apelez la dumneavoastră. Mulțumesc, mulțumesc, cu drag, vă primesc cu drag și refacem stocul, nicio problemă. O zi bună. Oh my god, guys! Mi-a dat omul meu 3000 de lei. Cât am făcut astăzi? Deci am mai vândut o baterie și am mai alimentat pe cineva. Și hai să vedem cât avem în total. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5.000, 5.400. Oh my god, în ritmul ăsta 100% facem rost de business.